În ajun de 14 februarie, deputați, scriitori, primari, prieteni și frați români s-au adunat la Pererita cu prilejul celei de-a 7-a ediție a Festivalului Scrisoare lui Grigore Vieru. Participanții la eveniment au evocat personalitatea marelui poet, au recitat versuri și au cântat cele mai cunoscute șlagăre pe texte de Vieru. Tu mă iartă, o mă iartă, casa mea de humături. Despre toate am scris pe lume, numai despre tine. Așezată în lunga Prutului, în casa părintească a poetului, încă se mai simte prezența lui prin obiecte personale, fotografii și prin amintirile celor care l-au cunoscut. Moș Victor Guțu a fost cu Grigore Vieru prieten de o viață. Nu am moarte cu tine nimic, eu măcar nici nu te hulesc. De-i fi mare tu, eu voi fi mic. Numai din propria viață trăiesc. Bărbatul își amintește cu nostalgie de anii de copilărie, chiar dacă au fost vremuri grele, război, secetă, foamete, deportări. Îmbrăcat, încă ne mai îmbrăcam cu hainele părinților, dar din calțat, măcar mori, s-au rupt opinșile, ne ducem în pădure, apoi la noi așa se zice, la talp punem niște pietici, potlogă, ziceam la noi. Punem potlogă și cât mergem, el se mișca că nu mare. Și rămâneam cu piciorul gol pe zapadă. Într-o zi s-au dus la pădure după lemne, dar nu le-a mers, pentru că i-a prins pădurarul. Cine v-a dat voie să rupeți copaci? Dar noi nu rupem, noi crengile se uscate, le dăm jos. La Grigore Vieru, i-a dat jos. N-are încotro să dea, îl prinde în mână și i-a dat două bețele acelea la Păpăneață, i-a dat un genunchi și dă-i drumul să nu te văd. Și-mi vine rândul meu. Pe mine tot așa mă pitrece. Nici până azi nu-i vine a crede că prietenul lui a murit atât de subit. Îmi pare că nu. M-am uitat eu cum a arătat asta, mașina, cum s-a întâmplat. Șoferul nimic, dar el mă. Ca două femei și vei da și lung cu mine. Aceasta este camera marelui poet. Aici Grigore Vieru s-a născut, a făcut primii pași, iar pe acest cuptor a scris primele sale versuri. Vino tu, vino tu, nu te du, nu te du. Dedicate mamei sale. Cu ajutorul lui am obținut limba română, alfabet latin, identitate românească, podurile de flori, afirmă scriitorul Nicolae Dabija. Grigore Vieru a luptat mereu pentru unirea Basarabiei cu România, prin trezirea conștiinței naționale a moldovenilor din stânga Prutului, atât în anii mișcării de renaștere și eliberare națională, cât și după aceea, până la sfârșitul vieții sale. Vor veni sau nu toți? Vom recăpăta tot una, mai devreme sau mai târziu, dreptul la limba și la alfabetul nostru. Se va recunoaște identitatea celor două limbi. Am făcut tot ce am putut să reamintim oamenilor cine și ce a făcut Grigore Vieru. Mă emoționează poezia Mama. E cea mai frumoasă poezie pe care am auzit-o vreodată eu. Despre mama. Suntem două trupuri ale României, una peste de stânga Prutului, una în dreapta Prutului. Încă versurile marelui poet sunt de mare actualitate. A fost un reprezentant de seamă al românismului, a militat puternic pentru unitatea ambelor popoare de pe malurile Prutului. Pererita este o localitate cu un potențial turistic enorm, afirmă primarul satului. În mare parte, acest lucru se datorează lui Grigore Vieru. Este foarte vizitat anume din România, anume sunt chiar și din Ucraina, din Ținutul Hierța, din Bucovina. De la Chișinău sunt impresionat. Am avut vizitatori la Casa Muzeu din Anglia, din Polonia, din Lituania. Au fost delegații care, într-adevăr, au fost să vadă unde este Casa Muzeu și unde s-a aflat așa sat, unde s-a născut Grigore Vieru. Grigore Vieru a fost nu doar un mare poet, dar și un om al cetății, o voce puternică pe plan social și politic pentru țara noastră. Odată, marele poet mărturisea că dacă unii visează să ajungă în cosmos, eu totdeauna am visat să trec Prutul. Desigur, ca om politic, el a predat totdeauna pentru unirea
Moldovei cu România Mare. La 16 ianuarie 2009, Grigore Vieru a suferit un grav accident rutier. A încetat din viață la două zile după accident, în urma unui stop cardiac și nu a mai putut fi resuscitat. Post-mortem a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României. Câteva școli din Republica Moldova, un bulevard din Chișinău și o stradă din Iași îi poartă numele.